În cadrul zilelor orașului Teiuș organizate la sfârșitul săptămânii trecute a debutat și prima ediție a Marșului pentru Sănătate, competiție sportivă de masă inițiată de primarul Mirel Hălălai. La startul întrecerii s-au înscris peste 50 de concurenți de toate vârstele. Plecarea s-a dat vineri dimineața, în prima zi a sărbătorii, din fața Casei de Cultură a orașului Teiuș, pe traseul Beldiu, Pețel, Căcăput și Retur. La Beldiu s-a ajuns fără să se simtă pic de oboseală, concurenții fiind plini de entuziasm și voie bună. Trecerea Mureșului cu Brudina spre Pețelcă a fost de departe cel mai plăcut traseu din parcursul mărșăluitorilor. La întoarcere, cei peste 50 de concurenți au făcut o haltă în gara Teiuș, acolo unde primarul Mirel Hălălai le-a prezentat cele două uriașe locomotive aduse recent de edil pentru a îmbogăți parcul CFR inaugurat în acest an. Dacă îmi dați voi 2 minute, vreau să vă adresez câteva cuvinte. Să-mi spuneți prima dată dacă sunteți obosiți. Nu! Încă o dată! Mai mergem! Nu! Mai facem? Da! La sosire, participanții la marș au fost întâmpinați cu simpatie și aplauze. Practic, toți mărșăluitorii au fost câștigători, dar primarul Mirel Hălălai a ținut să acorde 3 diplome, una pentru cel mai tânăr concurent, o alta pentru cel mai vârstnic competitor și o diplomă de fair play. Pentru cel mai vârstnic, domnul Rațiu, felicitări! Da. Vă mulțumesc și sper să mai particip peste 2 ani și la alte competiții, ca să fiți la 50 de ani. Și dacă rezista, mai trag după mine și pe alții. Mulțumim și vă dorim succes! Doamna profesoară, felicitări! Ați dat dovadă de un fair play deosebit. Ați fost motorul marșului. I-ați făcut să se simtă bine, să fie o bună dispoziție generală. Copiii o să-și aducă mult timp aminte și noi o să ne aducem mult timp aminte de el. Sperăm că la anul să reluăm din nou. Absolut. Mulțumim frumos! Vă mulțumesc, doamna asistentă! Ați fost plină de noroi din cap până în picioare, dar a meritat. Și pentru sănătate și pentru ceea ce s-a realizat acolo. În final, un îndemn sănătos. A fi în formă este necesar ca în fiecare zi, cel puțin 30 de minute, să mergeți în mers rapid, pe stradă sau unde doriți dumneavoastră, că ajută foarte mult pentru sănătate.